Afirmația pentru ziua 62 din programul Vindecarea sufletului de frică și suferință de Deepak Chopra. Voi obține totul mai întâi în conștiință. Voi obține totul mai întâi în conștiință. Voi obține totul mai întâi în conștiință. Aceasta este o afirmație despre gestație și naștere. Înainte de a se manifesta realitatea fizică, dorințele se maturizează în pântecele subconștientului. În acest proces, fiecare dorință trece prin straturi ale conștiinței. Dacă ai o conștiință neatinsă de răni ascunse, de credințe false și atitudini înțepenite, calea spre îndeplinirea dorinței este liberă. Odată ce s-a născut o dorință nouă, nu mai întâmpină nicio piedică pentru a ajunge la rezultatul pe care îl vrei, deoarece rezultatul este obținut mai întâi în conștiință. Din același motiv, dacă există obstacole de-a lungul drumului, dorința ta va întâlni acele obstacole în forma manifestă. Deci, dacă vrei să-ți îndeplinești dorințele lin și cu cel mai mic efort, curăță drumul cât de mult posibil în propria ta conștiință. Fiecare strop de negativitate pe care le eliberezi va face ca viața exterioară să fie și mai aproape de idealul spiritual al abundenței totale. Așa să fie și așa este. Mulțumim!